Juniorii Rapidului s-au prezentat până acum de 3 ori sub comanda antrenorilor Bogdan Tudoreanu și Ion Buzoianu la ședințe de pregătire suplimentare. Conducerea tehnică a ceferiștilor consideră binevenite aceste antrenamente, mai ales că jucătorii se pregătesc cu plăcere. La anumite procedee tehnice, deci la pasa lungă, la intrare în posesie, la pasa finală și mai ales la finalizare, trebuie să lucreze foarte mult pe număr de repetări și mai ales pe îmbunătățirea biomecanicii de lovire. Ne bucură că participă cu foarte mare plăcere și cu răspundere și suntem convinși că pe parcurs aceasta își va avea efectul în desfășurarea jocului și în activitatea echipei. Ion Buzoianu a anunțat că fiecare junior va avea ocazia să confirme la echipa mare și a apreciat evoluția lui Vlad Stănescu în ultimul meci. Dintre juniori, fiecare își va avea, să spun, paragraful lui. Ne-a bucurat jocul foarte bun al lui Stănescu din repriza a doua de la Panciu. Să întrevede o variantă cu el, depinde cum se va comporta la antrenamentele de până la ora jocului. Sunt majoritatea și chiar toți dintre ei au calități foarte bune, dar trebuie lucrat foarte mult separat cu ei. La antrenamentele de până acum nu a participat Răzvan Brăniuc, acesta acuză o accidentare la gleznă și nu va putea juca sâmbătă.